Bună ziua tuturor! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a participa astăzi la conferința de presă pe care am organizat-o aici, în Turda, pentru lansarea candidaturii pentru primăria Turda a colegului nostru Ciprian Rigman. Sunt foarte mândră de această candidatură, pentru că Ciprian Rigman este un turdean autentic. Este un profesor de istorie pasionat de munca sa și care a arătat devotament pentru profesie până în prezent și este președintele organizației locale USR Turda, coordonând o echipă de oameni care își doresc ca acest oraș să înflorească și bineînțeles că toate aceste calități se îmbină și arată dedicarea lui Ciprian Rigman pentru această comunitate. Vine în această competiție cu o înțelegere profundă a istoriei și a lecțiilor sale și, bineînțeles, toate acestea se transformă într-o viziune clară pentru Turda și pentru turdeni. Cunoaște istoria orașului în perioada sa de glorie, la fel cum, din păcate, asistă acum într-o perioadă mai puțin fericită pentru această comunitate, motiv pentru care este nevoie de o schimbare. În calitate de profesor, Ciprian Rigman a învățat generații întregi de elevi istoria zonei, a municipiului și mai mult decât atât, i-a învățat să se implice în comunitate, să fie cetățeni responsabili. Foarte important din această profesie este că i-a ascultat și a vorbit cu elevii, cu părinții, cu colegii profesori, iar aceasta este o calitate foarte importantă a unui primar, a asculta cetățenii și mai mult decât atât, de a duce vocea lor în administrație. Până la urmă, administrația este pentru cetățeni. În calitate de președinte USR Turda, Ciprian Rigman, așa cum spuneam anterior, a coordonat și coordonează o echipă de oameni care își doresc acest municipiu să înflorească și constant s-au opus corupției, au militat pentru transparență în administrație și au adus vocea turdenilor în administrația publică locală. Vocea fiecărui turdean trebuie să fie auzită. Nu este vorba doar despre un angajament politic, ci discutăm despre felul colegului nostru de a fi. Este practic viața sa. Și viziunea lui Ciprian Rigman pentru Turda este una de renaștere a orașului. Vrem să aducem împreună Turda pe harta orașelor bine administrate. Potențialul neexploatat trebuie să fie valorificat, în special capitalul uman. Fiecare cetățean trebuie să se simtă mândru că este turdean și să se implice cât mai mult în comunitate. Noi, USR, credem că anul 2024 este anul în care cetățenii municipiului Turda au nevoie de o schimbare. Această schimbare vine de la USR și se numește Ciprian Rigman la primărie. Te rog frumos, Ciprian, prezintă-ne programul pentru acest municipiu. Mulțumesc, Oana! Bună ziua! Mă bucur că ne aflăm cu toții în acest spațiu minunat, care a reușit să transpună patina timpurilor trecute în lumea noastră contemporană și vă mulțumesc pentru că mă onorați cu prezența la acest eveniment. Astăzi îmi anunț candidatura pentru primăria Turda. Sunt turdean, profesor de istorie, om care a crescut și s-a bucurat în acest oraș, care a fost cândva inima Ardealului. Când le vorbesc tinerilor despre istoria Turzii, simt de fiecare dată mândrie și emoție. Un oraș condus cu viziune și integritate de oameni precum doctorul Iuliu Gențiu sau doctorul Augustin Rațiu, în vremuri în care Turda nu era doar o localitate pe harta României, ci un loc în inimile ardelenilor. Am ales să devin profesor de istorie nu pentru a preda date sau evenimente, ci pentru a inspira, pentru a aprinde curiozitatea în mintea tinerilor, pentru a le arăta că trecutul este plin de lecții valoroase. Și acum, în calitate de candidat la primăria Turda, vreau să folosesc aceste lecții pentru a construi un viitor mai bun pentru Turda. Ca turdean și profesor de istorie știu ce a fost orașul nostru și mai ales știu ce ar putea să fie dacă ar fi administrat cu respect pentru oameni și viziune pentru un viitor mai bun comun al tuturor turdenilor. Cei aflați vremelnic la conducerea orașului nu au însă nici una, nici cealaltă.
Turda este captivă intereselor restrânse a celor care o conduc. Turda este un permanent șantier în care se fac și se refac lucrări de slabă calitate care afectează negativ calitatea vieții turdenilor și afacerile locale. Instituțiile publice sunt opace și neprietenoase cu cetățeanul. Infrastructura medicală și educațională este rămasă în urmă, iar oportunitățile de timp liber și de recreere sunt limitate. Turismul și susținerea mediului economic local sunt mai degrabă ignorate decât sprijinite și stimulate. Deși sunt profesor de istorie, nu vreau să vorbesc astăzi despre trecut, ci despre viitor. Anul acesta, administrația care se simte stăpână peste oraș și resursele lui, va fi trecut, dacă suficient de mulți turdeni vor alege să sprijine o schimbare. Turda are nevoie de o viziune pentru viitor. O viziune care valorifică trecutul în forme moderne și atractive, o viziune care pune cetățeanul în centru și construiește în jurul lui un ecosistem de servicii de calitate și infrastructură funcțională. O viziune care servește oamenii și este prietenoasă cu mediul înconjurător. Avem nevoie de instituții publice deschise, funcționale și transparente, care rezolvă problemele fiecărui cetățean cu respect, rapiditate și în condițiile legii și care oferă servicii de sănătate, educaționale și asistență socială de calitate. Avem nevoie de un spațiu public organizat strategic pentru a găzdui în condiții optime activități economice, culturale, educaționale, turistice și de recreere, cu zone verzi, spații de mobilitate și parcare accesibile, suficiente și realizate calitativ, care valorifică deplin resursele naturale, Arieșul, Salina, Cheile Turzii sau obiectivele istorice, castrul roman sau bisericile istorice ale orașului, care au fost neglijate foarte mult timp cu privire la o strategie legată de un turism funcțional. Avem nevoie de o viziune integrată de dezvoltarea orașului pe termen lung, elaborată cu participarea tuturor actorilor locali și implementată participativ, care ghidează deciziile urbanistice și proiectele de infrastructură pentru a maximiza dezvoltarea economică și turistică a orașului. Propun turdenilor un oraș în care fiecare cetățean este pus în centrul tuturor deciziilor. În viziunea mea, Turda va fi un loc unde fiecare stradă, fiecare parc, fiecare școală va spune o poveste, povestea noastră a tuturor. Fiecare copil are acces la educație de calitate, fiecare pacient primește îngrijirea medicală de care are nevoie. Un oraș în care afacerile locale înfloresc, unde turismul este o realitate economică. Nu mă voi mulțumi cu mai puțin decât cu o primărie în care fiecare voce este auzită și fiecare idee este valorizată. Vreau să aducem împreună toate sectoarele societății noastre, tineri și vârstnici, profesori și antreprenori, muncitori și actori pentru a co-crea orașul nostru. Când mă gândesc la viitorul Turzii, văd un oraș conectat nu doar la tradițiile sale, ci și la realitățile de astăzi, unde tehnologia modernă pune în valoare patrimoniul urban și oferă locuitorilor nu doar un loc de trai, ci un cămin plin de oportunități. Viziunea mea este una de unitate, de colaborare și de respect reciproc. Vreau să lucrăm împreună pentru a face din Turda mai mult decât ceea ce a fost în istorie și maximul a ceea ce poate fi în contemporaneitate. În calitate de istoric, am învățat că lecțiile cele mai valoroase vin din experiențe, din încercări și din greșeli. Am învățat să ascult, să observ și să înțeleg nevoile celor din jurul meu. Aceste lecții mă vor ghida în fiecare decizie pe care o voi lua ca primar al Turzii. Vreau să fim un oraș care învață din trecut, dar care își construiește cu încredere și speranță viitorul. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări, vă încurajăm să adresați întrebări. Dacă și-a ales echipa de consilieri locali, comisia lui Merican, aș vrea să vă întreb dacă v-ați ales echipa de consilieri locali și dacă puteți avansa pe oameni, să se spună întrebare. Și a doua întrebare,
este, dacă ați putea să ne spuneți, în ce stadiu sunteți cu alianța pe care urmează să faceți cu Partidul Mișcarea Populară sau, mă rog, cu varianta nouă care urmează să fie. Mulțumesc pentru întrebări. Hai să le luăm pe rând. M-ați întrebat de lista de Consiliu Local. Să știți că USR este un partid extrem de democratic, și intern și extern, iar cea care va stabili ordinea candidaturilor pe lista de Consiliu Local va fi adunarea generală a membrilor. În urma unei proceduri prin care fiecare membru al filialei își va asuma o candidatură pe lista de Consiliu Local. Deci nu pot să vă spun în momentul ăsta nimic în ceea ce privește lista de consilieri locali. Este apanajul și, dacă vreți, decizia statutară a adunării generale. Vom vedea în viitorul relativ apropiat cum va arăta lista de Consiliu Local și mai cu seamă cum va arăta lista de Consiliu Local a Alianței Dreapta Unită. Ca să fac o trecere către a doua întrebare, să știți că noi vom colabora cu filialele locale ale partidelor care la nivel național au intrat în alianță cu USR, așa cum vor arăta aceste partide la momentul la care se va pune problema intrării în jocul electoral. Avem o alianță cu PMP, avem și un PMP la Turda, nu avem Forța Dreptei, poate o să apară, poate nu, dar suntem dispuși să colaborăm cu colegii noștri din cele două partide pentru a oferi o alternativă viabilă administrației locale de astăzi, inclusiv în ceea ce privește competența prezentă pe lista de Consiliu Local. Vreau să completez și eu întrebarea cu privire la alianță, pentru că vom avea un comitet politic duminica viitoare, tocmai pentru a vota politic în cadrul partidului această alianță de dreapta. De ce facem asta? Pentru că nu mai avem centru-dreapta pe scena politică, nu se simte PNL-ul la guvernare și atunci societatea are nevoie să simte că cineva se luptă pentru ei, mă refer la mediul privat, antreprenori și credibilitatea vine din unirea forțelor, motiv pentru care vom susține această alianță de dreapta. Ea este concepută în acest stadiu pentru alegerile europarlamentare și bineînțeles că vom trage împreună și la Turda și în județul Cluj în general și în toată țara pentru cel mai bun scor al dreptei la alegerile europarlamentare și bineînțeles că dacă îl vom obține, acesta va fi un semnal că trebuie să continuăm și la celelalte alegeri. Dar în acest stadiu este vorba despre o alianță cu focus pe alegerile europarlamentare. Vă rog. Ați făcut parte din Consiliul Local al municipiului, dar deci sunteți, să zicem, familiarizat cu administrația locală. Întrebarea ar fi, având în vedere experiența din Consiliul Local, ce se va întâmpla în cazul în care nu veți avea majoritate? Mă întrebați dacă vom colabora cu celelalte partide? Păi vom colabora cu toate partidele care au intențiile corecte apropo de bunul mers al comunității locale. Adică suntem deschiși spre discuții, spre dezbateri, spre alianțe cu toate partidele care își doresc binele comunității turdene. Știți că a existat la nivelul municipiului Turda sau la nivelul administrației, au existat de fapt situații în care anumite proiecte de hotărâre nu au trecut pentru că nu se întruneau anumite majorități și chiar consilierii USR în mediul online s-au plâns că degeaba au inițiative dacă nu dețin majoritatea și nu pot să-i convingă pe colegii consilieri să voteze unul sau alt proiect de hotărâre. Și de-aia vă întrebam, cum veți depăși acest eventual impas? O să mă întorc un pic în timp și să vă spun cam cum aș fi văzut eu lucrurile în 2020, atunci când actualul primar a câștigat alegerile. Cred că un pas spre normalitate ar fi fost să discute cu toate partidele reprezentate în Consiliul Local, absolut sincer și transparent, să gândească o strategie de dezvoltare a orașului, adunând toate inițiativele pozitive pe care partidele locale le-au propus în programele lor de guvernare locală. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Actuala administrație a hotărât că nu are nevoie să discute cu nimeni, că știe tot ce are de făcut pentru actuala
pentru oraș, pentru municipalitate, deci efectiv ne-am simțit marginalizați în relația cu administrația locală, ceea ce nu cred că este un lucru de dorit și noi nu l-am fi făcut niciodată. Cred că politica este despre dezbatere, despre consens, despre bune intenții și nu despre știu eu să fac totul și n-am nevoie de nimeni altcineva. Cred că asta era normalitatea, să discuți cu toată lumea, chiar dacă aveai majoritate și o puteai crea în cadrul Consiliului Local, dar era normalitatea. Ceea ce s-a întâmplat în următorii 3 ani de lipsă de deschidere a administrației locale este anormalitatea. Noi vrem normalitate, nu vrem anormalitate. A dezbate, a discuta este un semn al parlamentarismului. Poate fi transpus și pe plan local. În discursul noastră de anunțarea candidaturii vorbeați de să facem mai bine și mai mult. Nu știu, numiți 3 elemente sau 3 domenii în care considerați că veți face mai bine și mai mult, dar cumva ca un fel de top, adică ce are nevoie cel mai mult de îmbunătățit. Păi, aș începe cu ceea ce vedem cu toții în fiecare zi, un haos de nedescris pe drumurile din Turda. Cred că, în primul rând, am implementa un management mai corect și mai aproape de fiecare lucrare de infrastructură, în așa fel încât ceea ce se începe să se și finalizeze, orașul să nu fie blocat de nenumărate proiecte care încep în același timp, sau unele care s-au amânat 2-3 ani, altele care încep acum. Cred că am face ordine în ceea ce privește haosul pe care îl trăim cu toții. Doi, cred că ne-am apropiat foarte tare de sectorul de sănătate, pentru că spitalul din Turda a fost neglijat extrem de mult timp și cred că are nevoie de investiții majore. Și cred că n-am neglijat nici calitatea serviciilor publice, utilitățile, care ar trebui să fie mult mai calitative spre furnizare către cetățeni și la un preț mult mai decent decât este acum. Domnul profesor, coleg, domnul Rigman, aș vrea să adresez o întrebare. Cum vezi transparența decizională și transparența executivă datorează de primar? Păi, cred că trebuie să plecăm tot de la realitatea pe care o trăim astăzi. Noi ne-am confruntat cu lipsa transparenței, avem destul de multe proiecte de HCL pe care le-am depus și care n-au ajuns nici măcar pe ordinea de zi a Consiliului Local, nu spre dezbatere în plen. Avem nenumărate solicitări pentru a obține informații legate de diverse domenii de activitate ale primăriei, la care, deși avem număr de înregistrare, n-am primit niciun fel de răspuns. Trebuie să solicităm cu dinții informații despre proiectele de infrastructură, ceea ce iară este un lucru anormal. Cred că tot ce înseamnă informație publică ar trebui afișat de la lucruri care interesează pe cetățenii de rând, până la marile proiecte de infrastructură pe site-ul propriu al primăriei. Deci tot ce înseamnă proiect de modernizare ar trebui cu tot ceea ce înseamnă anexele să fie publicat pe site-ul primăriei și să poată fi găsit oricând. Cred că este incorrect ca partide politice reprezentate în Consiliul Local sau cetățeni să stea luni de zile după un aviz fără să primească vreun răspuns, consilier local să stea zile întregi sau luni întregi după un răspuns care nu mai vine niciodată din zona administrației locale. Să te lupți inclusiv în contencios administrativ, să obții informații, tu ca și consilier local sau tu ca și turdean, cred că este ceva anormal. Am vorbit de opacitatea instituțiilor publice și e opacitate și este o distanță uriașă între administrația locală astăzi și cetățeanul de rând. Lucrurile astea trebuie să dispară, totul trebuie să fie transparent, pe site-ul primăriei, foarte ușor de accesat, inclusiv proiectele de infrastructură. Dacă un cetățean cu abilități inginerești, care lucrează în construcții, vrea să verifice etapele desfășurării și implementării unui proiect, să o poată face în fiecare moment. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt, vă mulțumim foarte mult
Și vă așteptăm și la următoarele noastre conferințe de presă, pentru că am început 2024. Și la protocol, să discutăm convivial. Când am încheiat? Am încheiat. Și acum vă așteptăm și la protocol la discuții informale. Mulțumim!